La data de 19 septembrie anul 2015, să pășiți în viață în calitate de mire și mireasă. Permiteți-mi să vă adresez tradițională, dar și obligatorie, întrebare. Stimat mire, prin liberul consimțământ, nesilit și necondiționat de nimeni, ați decis să o luați în căsătorie pe Gemma? Da! Susțineți, vă rog, acest ferm, da, bărbătesc. Stimată mireasă, prin liberul consimțământ, nesilită și necondiționată de nimic, ați decis să o luați în căsătorie pe Victor? Și Gemma ați crescut mai. Ați ajuns la o vârstă când vă puteți permite căsătorii. Eu mă bucur mult că v-ați găsit unul pe altul. Să vă dea Domnul multă sănătate, să vă simțiți bine împreună. Asta este cel mai important, să vă simțiți bine împreună. Eu vă doresc mulți, mulți ani înainte, alături unul de altul și cei care urmează să apară după voi, pentru a asigura continuitatea omenirii de acest pământ. Voi să fiți fericiți, să vă fie bine împreună și să primiți întreaga plăcere a vieții pe care mi-a oferit-o cel de sus, pe Dumnezeu. Să vă fie bine!